Seara, dragi telespectatori, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. În această ultimă duminică din luna iunie, prima de vară, care nu prea a fost așa de vară, o duminică care este de fapt a doua după pogorârea Duhului Sfânt și care are o semnificație cu totul aparte pentru firea omenească și cu precădere pentru cea românească. Spun întâi firea omenească pentru că este o prelungire de fapt a mesajului duminicii trecute, dar este o aplicare la concret pentru firea românească. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți faptul că atunci când mergem la școală ne sunt împărtășite cunoștințe de care să ne folosim în concretul vieții noastre, în viața noastră de zi cu zi. Foarte puține dintre cunoștințele pe care le primim la școală sunt doar așa ca să putem, știu eu, să le avem ca un bagaj de cunoștințe. Cele mai multe sunt ca să poată să ne deschidă sufletul și mintea și inima și să putem să acționăm în împrejurări concrete, să ne descurcăm de așa manieră încât să putem să nu fim sancționați în anumite momente de viață, de realitățile uneori dure pe care suntem obligați să le trăim. Ori iată, în același mod am putea gândi și despre ceea ce se petrece în Sfânta Biserică. Că ceea ce Biserica de fapt împărtășește, ne împărtășește pe parcursul unui an liturgic, e ca o lecție sau ca e un fir roșu care străbate de colo până dincolo, esența, un fond comun care merge și se îmbogățește și se nuanțează, se aprofundează de fiecare dată și de fiecare dată avem însă și aplicări sau ieșiri spre traducerea în concretul propriei noastre vieți. Deși noi suntem etichetați de multe ori că, știu eu, suntem înapoiați, retrograzi, conservatori, că noi suntem doar așa de Doamne și că nu știm, nu e o taină, că noi credem așa, suntem niște creduli. Totuși, nimic din ceea ce propovăduiește Biserica n-are a face cu așa ceva. Dimpotrivă, tot ceea ce ne împărtășește Biserica este, de o actualitate și de o concretețe de neimaginat. De ce? Pentru că nu există nimic la voia întâmplării, doar așa ca să ne îmbogățim bagajul de cunoștințe. Noi, slujitorii, nu avem această, abilitate, să o numesc altfel, ca să putem întotdeauna să surprindem ceea ce este esențial, să punctăm, să marcăm, prezentăm de așa manieră, încât să rămână în sufletele credincioșilor lucrurile atât de clare și atât de ușor de folosit în concretul vieții, încât fiecare nouă prezență la Sfânta Biserică să fie pentru noi un dar extraordinar care să ne ferească de un efort pe care ar trebui să-l facem ca să ajungem la concluzia pe care o împărtășim și ne împărtășește, de fapt, Biserica în duminica respectivă. Ca și în praznice, de altfel. E bine, în această duminică spuneam că nu-i nimic altceva decât o prelungire a mesajului duminicii trecute. Deci să ne reamintim ce mesaj a fost în duminica trecută. Pentru că atunci când noi conștientizăm că tot ceea ce facem, de fapt trebuie să transferăm, să facem arc peste timp și să ancorăm în duminica cincizecimii, de unde facem raportarea duminicii, duminica a doua după Rusalii, a întâia după Rusalii, duminica a treia după Rusalii, a 32-a, a 4-a după Rusalii. Deci toate duminicii într-un fel sunt cu referire la Duminica Rusalilor sau Pogorârea Duhului Sfânt, fiindcă toate duminicile acestea vor să ne aducă aminte permanent, în permanență și să ne ajute să înțelegem mai clar, mai concret, că menirea noastră este aceea de a ne întâlni în această viață cu Dumnezeu ca să putem să fim părtași la veșnicia Lui. Vedeți?
când Sfântul Atanasie cel Mare a spus că Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu, iată, găsim practic și clar această realitate întrupată în persoana lui Hristos, care s-a făcut om și a luat firea umană și a îndumnezeit-o, dar prin aceasta, la pogorârea Duhului Sfânt, prin botez, de fapt, firea umană îndumnezeită s-a prelungit în istorie în toate firile celor care au primit botezul. Încât noi, prin botez, de fapt, suntem cum ar fi legați cumva de centrală printr-un fir roșu și doar noi rămâne pentru noi libertatea să apăsăm, să deschidem sau să închidem butonul. Adică când deschidem butonul, se aprinde becul, nu? Când deschidem butonul acestui fir care ne leagă de centrala Hristos, de fapt, se deschide sufletul nostru spre Dumnezeu. Când închidem becul acesta, se închide, nu, ne închidem față de Dumnezeu și ne deschidem față de trecător, de efemer, de secol. Nu, asta înseamnă, în ultimă instanță, secularizarea. Secularizarea este neputința omului de a fi permanent conștient că el este chemat să sfințească secolul, veacul, și să îl ancoreze în veșnicia lui Dumnezeu. Și cum îl sfințești? Decât luptându-te să împlinești ceea ce ai făgăduit la botez. Că ești preot împărătesc și că toată viața ta nu face altceva decât te lupți să-L faci cunoscut pe Dumnezeu. Prin cuvânt, prin faptă, prin trăire, prin ținută, prin orice. Și ori de câte ori te porți altcumva decât s-a purtat Hristos, indiferent cine ai fi tu, faci altceva decât închizi legătura cu Dumnezeu și te comporți cum se comportă la secolul. Când vezi oameni care se comportă așa cum se comportă lumea în secolul în care trăiește și se comportă și în biserică, îți dai seama că ai o biserică secularizată. De aceea, noi nu avem nimic a face cu nimeni. Nu, dar pentru noi este, cum spun, stânjenitor să putem să credem că venim la biserică și să începem să zdrângănim coardele chitarelor și țambalilor și așa mai departe, să încingem hora în biserică. Și, nu, e bună chitară, e bună, dar pe Maidan și la hor, acolo unde trebuie. Adică nu încurcăm și nu amestecăm lucrurile. Lucrurile sunt extrem de clare. Nu interzis, te bucuri și să cânți la chitară. Dar când cânți la chitară, nu poți să te împărtășești cu Hristos. Poți să te împărtășești după ce te-ai pregătit așa și ai înțeles ce vrea Hristos. Dar acolo când vă dați seama și mai ales ce înseamnă rocul de astăzi și nu numai. Nu? Adică e libertate totală. Doamne ferește, nu mă gândesc la niciun om și nu-i niciunul vinovat că se manifestă, e liber, se manifestă cum vrea fiecare. Dar nu poți să ai pretenția să-L faci pe Dumnezeu să se manifeste cum ai tu apucături. Pentru că apucăturile tale, dacă tu nu ești conștient că trebuie să aibă o limită, să aibă o decență, să aibă ceva, e treaba ta. Dar când știi că ăsta este Dumnezeu și că așa, atunci te bucuri de ale veacului, dar te lupți cât mai mult să sfințești veacul și tu să te sfințești, ca nu cumva tu să uiți de Dumnezeu și să rămâi în veacul acesta ancorat permanent și uneori să ai sentimentul că îl slujești pe Dumnezeu, dar cu ustensilele, cu instrumentele și comportamentele veacului în care trăiești. Pentru că nu-i posibil. Ba, e posibil. E posibil și nu vreau acum să, cum spun eu, să aduc exemple și să argumentez ceea ce susțin. Dar e posibil pentru că în veacul în care noi trăim găsim uneori comportamente seculare și în biserică. Dar asta e cu totul altceva. Nu înseamnă că Dumnezeu e vinovat, ci omul e vinovat că nu l-a înțeles pe Dumnezeu încă. Când îl va înțelege pe Dumnezeu, îi va fi rușine de ceea ce a făcut și de ceea ce face. Ori iată, în sensul acesta, noi trebuie să conștientizăm că toate duminicile sunt raportate la Duminica Cincizecimii, fiindcă duminica aceea este de referință pentru noi. Noi suntem făcuți de Dumnezeu să ajungem asemeni Lui. Și dacă reușim să simțim acest lucru, gândim acest, trăim acest lucru, să credem acest lucru, e grozav. Și asta e menirea noastră, e chemarea noastră. Nu? Să-L simți pe Dumnezeu în suflet, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Spunea cineva că uneori eu mă mai cer cu Dumnezeu și am așa îndoiel față de Dumnezeu. Și, mă rog, ce mintea mea proastă și scurtă, ce a putut să-i spun la momentul ăla, a fost un singur cuvânt. Frate, vezi, te îndoiești de Dumnezeu, dar nu te îndoiești de ceilalți, de existența celorlalți oameni.
de cei care au fost în istorie, de cei care au lăsat o mărturie în istorie. Îl citești pe Eminescu și crezi că a fost Eminescu. Nu, auzi de Herodot și crezi că a fost Herodot. Auzi, știu eu, de cine vrei tu și sunt, nu? Dar poți să te îndoiești de tine. Deci așa cum nu te poți îndoi de tine însuți și nu te îndoiești nici de existența celorlalți, de ce tocmai de Dumnezeu ai vrea să... Și, cum să ești ispitit să te îndoiești? Câte vreme Dumnezeu a venit în istorie. Dumnezeu ne-a ținut cea mai minunată lecție de comportament și de trăire în viața aceasta ca să ne spună, fraților, în afară iubirii, moartea. De aceea, oricine în lumea aceasta în care noi trăim se lasă ispitit de vreo formă oarecare de răutate și de ură, e mort înainte de a muri. Nu, ori iată, asta este chemarea și asta este menirea, să ne trezim. Și asta e Duminica Cincizecimii. O duminică în care ne s-a arătat cum s-a născut această realitate și s-a extins în istorie un act tainic care a avut loc la întruparea lui Hristos, când Dumnezeu se face om și ia firea omului și încetul cu încetul, timp de 33 de ani, firea umană a fost permanent în comunie de iubire cu firea divină și s-a întărit, s-a sfințit încât a fost capabilă ca în grădina Ghetsimanii să se arate Părinte, de cu putință treacă paharul, dar în același timp să vină firea divină și să spună, dar nu cum vreau eu, ci precum vei tu, Părinte. Să vedem firea divină, firea umană, că plânge la mormântul lui Lazar și a lăcrimat pentru Lazar, dar în același timp să vedem firea divină care poruncește, Lazare, vină afară. Odată, în sensul acesta, noi dacă nu înțelegem acest adevăr care s-a descoperit și care s-a împlinit la cincizecime, ne va fi greu să înțelegem ce este biserica. Ne va fi greu să fim prezenți la o slujbă. De ce? Pentru că ne plictisim de moarte. Dar când noi știm că biserica, de fapt, nu este instituția asta, nu este clădirea asta, ci biserica este cea din minunată taină întâlnirii noastre cu Dumnezeu în propriul suflet. Pentru că tainic biserica s-a întemeiat la întruparea lui Hristos. Și această împreună viețuire a omului cu Dumnezeu, a divinului cu umanul, a umanului cu divinul, în persoana lui Hristos, a fost sfințită pe Golgota. Și apoi, după ce s-a sfințit, a fost ridicată firea noastră la dreapta tronului Dumnezeirii, nu, și așezată într-o slavă, iar prin pogorârea Duhului Sfânt, din Hristosul și din firea din afară, Hristos a devenit lăuntric fiecăruia dintre noi, apostolul la vremea respectivă, prin limbile de foc, și mai apoi tuturor celor care l-au primit, fiind atinși la inimă de Duhul Sfânt, la cuvântul Sfântului Apostol Petru, cei 3.000 care au fost prezenți, afară de femei, de copii, de bătrâni, oriată, aceasta este biserica. Și când știi că asta este biserica, este această taină întâlnirii noastre, este împreună viețuirea omului cu Dumnezeu, lumea toată este chemată să fie o biserică. Când am sfințit odată într-o pădure un altar, s-a exprimat cineva extraordinar atunci. Aici, Părinte, cerul este altar. Aici stelele și copacii sunt sfinții care ne veghează lângă noi și pe care intrăm în comunie de iubire. Să poți să înțelegi că, de fapt, lumea aceasta este chemată toată să fie o biserică. Dar să fie o biserică, o împreună viețuire, comuniune de iubire cu Dumnezeu. Asta e menirea lumii. Oare având lumea libertatea, pentru că această realitate este nimic altceva decât o invitație. Creștinismul, să nu uităm niciodată, este o invitație. Să mă iertați, creștinismul este o invitație, nu este o obligație. Și fiind libertatea răspunsului afirmativ ori negativ, vezi, lumea se împarte. Și unii nu vor să răspundă aceste invitații. Cei care răspundem aceste invitații, și noi uneori suntem atât de firavi și atât de săraci, atât de șchiopi, încât nu putem să-i convingem pe ceilalți că am luat-o în serios și că facem lucrul în serios. De aceea uneori sunt între noi frați care părăsesc biserica, care se depărtează de Dumnezeu,
Pentru că noi nu avem această putere. Și vedeți, oamenii în loc să înțeleagă că și noi suntem tot oameni, că e bine să aibă pretenție ca preot să fie Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie un sfânt. Dar dacă e ca și ei, nu doar ce se poate să înțeleagă? Când nu-l găsește pe cel care trebuie, nu mai caute. Pentru că, iată, duminica trecută a fost duminica în care ne s-a spus foarte clar că invitația pe care ne-o face Dumnezeu nu e o invitație de complezență. E o invitație ca să facă o invitație, ci o invitație reală pe care Dumnezeu o face și așteaptă ca omul să-i răspundă. Și că oamenii în decursul timpului au răspuns. De aceea, prima duminică după ce s-a întemeiat biserica este o duminică închinată tuturor sfinților. Și spuneam, mesajul pe care l-a avut duminica trecută se extinde, de fapt, pentru astăzi la firea românească. De ce? Pentru că duminica aceasta este, prin excelență, o duminică închinată sfinților români. De ce o duminică închinată sfinților români? Pentru că trebuie să recunoaștem și acest lucru. N-a fost dintotdeauna. Nu? Această sărbătoare sau această închinare a unei duminici sfinților români, în prima duminică de după duminica tuturor sfinților, este recentă. Nu este așa de veche sărbătoarea aceasta. Ceea ce ne dă, cum spun eu, o imagine și mai clară asupra devenirii permanente a bisericii, coacerii și dumeririi și creșterii bisericii în ultimă instanță. Adică noi trebuie să înțelegem, biserica n-a fost și în ceea ce înseamnă această minunată așezare a slujbelor, nu a fost dintotdeauna așa cum este astăzi. În esență a fost întotdeauna aceeași, dar uneori, nu, esențial a fost îmbogățit, înnobilat, a fost, ornat cu fel și fel de alte cuvinte minunate sau cântări deosebite, în așa fel încât să poată să sensibilizeze, să trezească conștiința și să deschidă inima spre a-L primi pe Dumnezeu. Ori în măsura în care noi reușim să înțelegem lucrul acesta, înțelegem și cum, adică e posibil ca la noi români să avem o duminică închinată Sfinților Români de curând instituită. De ce? Pentru că sunt convins că dumneavoastră cunoașteți mult mai multe decât aș ști eu, nu? Și cu toate acestea, vedeți, am și curajul ăsta să vin în fața dumneavoastră să vă spun câte ceva. Doar să vă amintesc și să ne amintim împreună. Pentru că ce aș vrea să ne amintim împreună? Noi, cum spunea Xenopol, această insulă latină într-o mare slavă, orice am fi fost numai român, nu dacă nu eram creștini. Pentru noi creștinismul a fost, cum spun eu, cel care a zămislit o particularitate a sufletului neamului nostru. Creștinismul a fost cel care a dat rădăcini profunde în istorie, fiindcă el vine dinainte de a fi noi ca neam. El vine de la strămoșii noștri. Adică înainte de a fi neamul nostru românesc, au fost strămoșii noștri din care noi ne tragem, creștini. Și rădăcinile noastre sunt adânc înfipte în seva lor și în esența pe care i-au surprins-o și au trăit-o. Pentru că în ultima instanță, nemurirea dacilor era această extraordinară străfulgerare și surprindere a chemării pe care o face Dumnezeu dintr-un început omului la nemurire. Și de aceea aveau și curajul acesta să spună, când ei stau la ei, obiceiul când se nășteau, copiii plângeau și când mureau, se bucurau. Nu se nășteau și spuneau că trebuie să întâmpine și să biruie greutățile vieții și se bucurau că au scăpat de greutățile vieții. Era o formă oarecare de a pătrunde și de a surprinde cu mai multă obiectivitate și profunzime esența vieții. Uite, în sensul acesta, noi creștini fiind aici în neam român, trebuie să ținem minte că am fost și am rămas aici pietre peste care au trecut apele tulburi ale istoriei și am rămas și pentru că am fost creștini. Adică, deși noi suntem creștini înaintea altor popoare, cel puțin cei din jurul nostru sunt în urma noastră cu mult timp. Noi ne-am încreștinat dintr-un început, avem creștinismul de la origine, de la izvor, de la Sfinții Apostoli, noi de origine apostolică creștinismul românesc,
Pe când vecinii noștri, toți, nu, au creștinismul de origine misionară. Pentru ei creștinismul n-a existat decât la sfârșitul primului mileniu. Gândiți-vă și la cumpăra între milenii la unguri, turci, cum spuneau bizantinii. Păi, 864 este anul în care s-au încreștinat bulgarii, cei mai devreme din jurul nostru. Ei s-au încreștinat cei din tâi. Au fost mai aproape de Constantinopol și de Bizanț. Nu, 864, Mihail al III-lea, bețivul, era împărat la Constantinopol și Boris, care și-a luat numele de Mihail, a fost țarul lor care i-a obligat să s-a încreștinat el și Nașe a fost împăratul Bizanțului și apoi a obligat pe toți bulgarii să se încreștineze, pe care nu le-a scurtat înălțimea. Rușii au venit apoi, deși, cum spun eu, în Rusia chieveană, cum era până în primul mileniu, până la 1200 Rusia a fost chieveană, creștinismul era prezent, dar s-au încreștinat în masă abia la 988, nu, prin Vladimir, și apoi el, cei care rup până atunci slavii și rușii, în sfârșit, e o istorie și aici, dar nu intrăm în asta, ne interesează astăzi, dar la 988 s-au încreștinat și ei și în jurul anului 1000 s-au încreștinat și ungurii. Deși ungurii, încă de la 860, dacă nu mai devreme, primise ceva misionar de la Constantinopol și un episcop misionar de la Constantinopol, Ierotei, fusese hirotonit special pentru ei și a făcut misiune aproape un secol. Nu? Dar după anul 1000 ei s-au orientat spre Roma și au rupt legăturile cu Constantinopol și pentru faptul că la vremea respectivă era la Bizanț Vasile al II-lea, Bulgarotonul se numea, 986-1025 a fost împărat bizantin care, mă rog, se spune Bulgarotonul fiindcă a distrus țaratul bulgar și făcea presiune asupra ungurilor și ungurii, ca nu cumva să pățească ce au pățit bulgare, s-au orientat numai decât spre Roma. Dar, în sfârșit, o altă poveste. Și ceea ce vreau să spun este că, iată, noi avem creștinismul apostolic. Vecinii noștri sunt încreștinați prin misionari. Este ca și cum, de fapt, ca să știu, mă gândesc cum să pot să dau un exemplu să înțelegem mai ușor. Una este să ai izvorul de unde să izvorască permanent apa și alta este să faci tu un cămin de apă și de acolo să iei apă și să o dai altcuiva. Cam așa stau lucrurile ca să înțelegem mai bine ce înseamnă creștinismul nostru care e de la izvor curat și permanent și ceea ce se întâmplă uneori cu vecinii noștri care au un creștinism misionar, pentru că au fost misionari pe la ei. În sfârșit, nu asta urmărim, ci urmărim să vedem cum a fost, de ce a fost nevoie ca noi să instituim o duminică Sfinților Români. Pentru că, deși noi suntem creștini dintotdeauna aici, noi am fost, de fapt, o punte de legătură. Noi am fost un nod gordian. Noi am fost un nod de legătură. Aici s-au intersectat drumurile care făceau legătura între Orient și Occident, între Nord și Sud. Nu, Marea Neagră și locul nostru a fost totdeauna și un nod de legătură între cele două lumi, fiindcă noi, după grai și după oarece cultură, ținem de Roma, de latinitate, dar după spiritualitate și după credință ținem de răsărit. Și am dovedit că, vedeți că uneori sunt fel și fel de teze și ipoteze. Că unii spun că nu e posibil ca apusul să fie și el răsăritean și răsăritul să fie și apusean. Nu, e posibil. Noi suntem cel mai clar exemplu că e posibil să existe această armonie și această conjugare, acest melanj, cum spun francezii, această amestecare într-un fel, dar fără ca să se piardă identitatea între apus și răsărit. Adică creștinismul poate să încapă și în mentalitatea apuseană și invers. Apusul poate să încapă și în trăirea răsăriteană. Dar vedeți, oamenii nu vor și trufia din ei care nu îi lasă să observe această posibilitate. Pentru că noi românii suntem cel mai teribil argument că nu poate fi enipostaziat, adică nu poate să spui, domnule, ăsta e patul plocust apusean și ăsta e răsăritean, nu se potrivesc unul cu altul. Nici vorba de așa ceva. E posibil, dacă vreți să faceți din creștinism un pat al lui Procust, e posibil și cu unul și dincolo. Dacă vreți să faceți din apus un pat al lui Procust, e posibil și cu unul și dincolo. Vreți să faceți din răsărit un patul al lui Procust, e posibil și cu unul și dincolo.
Numai trufia din noi nu ne lasă să acceptăm dimensiunile, realitățile care sunt date de un astfel de experiment. Pentru că noi suntem cel mai teribil argument. De ce? Suntem de origine latină, dar de credință răsăriteană. Și atunci, iată, apusul și răsăritul sunt absorbite în ființa neamului nostru. Și noi suntem această punte de legătură între apus și răsărit. Și fiind această punte de legătură, vedeți, pentru noi a fost ușor. Au vrut și ăia și ăia să pună stăpânire peste noi. Și până în primul mileniu, n-au reușit nici unii, nici alții, pentru că erau în afara granițelor Imperiului, deși erau jinduite, întotdeauna au fost jinduite aceste teritorii. Numai pentru strategia lor și pentru poziția strategică, ci pentru bogăția lor, dar și pentru oamenii aceștia. Pentru că, vedeți, vrem sau nu vrem, departe de a, cum spun eu, de a hiperboliza. Nici nu trebuie să minimalizăm, nici să maximizăm de fapt, sufletul neamului ăstuia. Vreau să cred că suntem niște oameni firești, ai istoriei. Și asta ar fi firescul. Dar sunt oameni capabili să facă mai mult decât ceea ce ar face unul care este marcat de tehnica și de regula apuseană sau de știu eu, uneori, de această meditație până ajunge nu știu unde răsăriteană. Noi putem face și meditații și putem fi și tehnici. Și din acest motiv, deci gândiți-vă la noi, ce înseamnă? Românul găsește totdeauna un colier. Pune mâna pe o bucată de sârmă și leagă numai decât. Apuseanul nu ți-ar face așa niciodată. Nu? Dincolo, ăla stă și așteaptă și se roagă și nu s-ar duce să aprinde becul. Românul se și roagă, dar prinde și becul. Ori iată, în sensul acesta, noi fiind aici jinduiți, peste noi au trecut și aceste migrații permanente și schimbări permanente și de frontieră. Vă dați seama, au fost multă vreme în istorie. Ungurii au venit în Europa, în Câmpia Panonică, undeva după 800, poate, și au început să înainteze spre Ardeal, fiindcă era mai bun și mai bogat, mai mănos, și când au întâlnit rezistența localnicilor, când li s-a spus: dați-ne, supuneți-ne vă nouă, că vă curățăm viața. Ce au spus? Noi nu ne supunem nimănui și nu recunoaște pe nimeni decât pe împăratul de la Țarigrad, că ăla îi slujim noi într-un fel, dar nici cum să vă slujim vouă. Dar asta erau, dați Gelu, Glad, Menomorut, și de la 1200 până la 1000, tot au cucerit și au stăpânit pe la 1918 țara Ardealului. Și deși au, cum spun eu, desfigurat de multe ori, au vrut să desfigureze sufletul neamului acesta, a rămas neamul acesta, la fel de credincios, la fel de ascultător, la fel de primitor, numai că, vedeți, lucrurile de astăzi, când le cunoști de la origine până astăzi, îți dai seama uneori cât sunt de excentrice unele sau altele. Și atunci, neamul acesta n-a avut timp să stea, nici să filozofeze prea mult, nici să construiască prea mult. Când noi ne luptam aici cu turcii, spre exemplu, că veniseră turci, nu, și vreau să cucerească Europa, noi eram zid de apărare pentru Europa și Europa își permitea să facă filozofie la vremea respectivă. Cine cunoaște mișcarea scolastică își dă seama foarte bine. Este mișcarea care a născut universitățile. Păi normal, ei aveau universități și aveau timp să dea titlul de doctor, iar noi ne luptam și luam doctoratele cu măciucile, dacă îi băteam și îi opream pe turci încoace, la rovine, la dați seama ce a însemnat Mircea cel Bătrân, spre exemplu, nu? Mai apoi ce a însemnat Mihai Viteazul, ce a însemnat Ștefan cel Mare și așa mai departe. Ori noi, iată, din acest motiv, n-am avut timp să stăm, să medităm. N-am avut timp să stăm, să ne luăm notițe și să facem țidule, cine a fost înaintea noastră, cine a fost mai bun, mai rău. Dar asta nu înseamnă că n-au fost alții atenți la ceea ce s-a petrecut aici. Și din acest motiv, pentru că noi am fost stăpâniți multă vreme în istorie, vă puteți imagina, în secolul al XIX-lea, pe la 1800, când s-a scris prima carte despre popor român în sensul acesta, unii au spus că atunci ne-am născut noi ca popor român. Doamne ferește! Ba!
grecii, la vremea respectivă, veneam din perioada Fanariotă, spuneau, nu-i posibil să faceți o școală în limba română, fiindcă nu se pot împărtăși cunoștințele școlare decât în limba greacă. Rușii spuneau într-un fel, slavi într-un fel, latini în alt fel, și atunci a fost posibil, până la urmă, să înființăm și un institut în secolul acela. Ionescu de la Bradă este cel din tâi și școlile care s-au înființat la... erau înființate mai puțin, dar după aceea au venit, mai ales după regulamentul organic 1829, s-au pus bazele unor școli, nu? Și s-au făcut colegiile serioase și mai apoi facultățile pe la jumătatea secolului XIX cu predare în limba română. Deci ce vreau să vă spun este că exista așa, cum spun eu, reținere vis-a-vis de capacitatea acestui popor de a-și dezvolta și el, nu, valențele, încât să poată să se afirme ca oricare alt popor. Pentru că poporul grec doar nu-i venit din altă lume. Nu, ori fie greci, ori fie având o cultură, dar ei au avut o cultură pentru că a fost voia lui Dumnezeu și că a lucrat Dumnezeu în istorie prin ei. Dar asta nu înseamnă că există vreun popor în lume prin care Dumnezeu n-a lucrat. Ci dimpotrivă, prin toate popoarele Dumnezeu a transmis un mesaj oarecare și transmite încă. Numai că trebuie să fii atent, să surprinzi, să înțelegi și apoi să te așezi în slujba lui Dumnezeu. Dacă nu intri în slujba lui Dumnezeu, nu, e ca măgarul. Când a intrat în slujba lui Dumnezeu, era și el salutat și ovaționat de lume. Când a fost fără Dumnezeu, a rămas tot măgar. La fel e și omul, la fel e și poporul și mai departe. Ori iată, pentru că nouă românilor ni s-a, cum spun eu, refuzat anumite drepturi ale istoriei, care erau firești. Și pentru că noi am fost multă vreme oprimați și am fost, cum spun eu, ținuți în întuneric într-un fel. De ce? Că n-am putut să ne dezvoltăm valențele noastre românești. Trebuia să, dacă nu puteai să te exprimi în limba latină sau în limba greacă, n-aveai nicio valoare. Deși poporul ăsta a vorbit întotdeauna limba română. Dar, oficial cel puțin, n-a avut drept. N-a avut voie să vorbească în limba română oficial, să scrie în limba oficială. Ei, cu toate acestea, să știți că realitățile pe care s-au petrecut aici au fost consemnate de alții. Ori, iată, în această duminică, pentru că au fost o vreme în care s-a spus nu poate din român, nu poate să se nască nici biserică, nu poate să fie autocefală, și s-a făcut să fost până la urmă autocefală, nici patriarhie și până la urmă a fost patriarhie. Nu poate să fie o biserică care să nască sfinți, până la urmă s-au născut sfinți. Din acest motiv, ca să arate și să spună tuturor românilor biserica, fiindcă e biserica noastră, noi suntem biserica, să spună tuturor că, de fapt, noi suntem cei care putem și noi, ca oricare alt popor pe pământul acesta, să dăm și noi sfinți, să dăm martiri, să dăm eroi, să dăm savanți, să dăm de toate. În sensul acesta, biserica a rânduit o duminică care să fie închinată sfinților români. Să înțelegem toți că și românii pot să zămislească sfinți. Că de vreme ce nu e un timp sau un popor anume care să nască sfinți, ci toți avem invitația aceasta și putem să naștem sfinți, iată, în sensul acesta, trebuie să înțelegem că Sfântul Sinod și Biserica noastră oficială a hotărât și a rânduit ca a doua duminică după pogorirea Duhului Sfânt să fie închinată sfinților români. Asta e raționamentul. De aceea, duminica aceasta este închinată sfinților români. Nu, sper că nu-i cineva să nu înțeleagă de ce. Din acest motiv, ca să spunem și să arătăm tuturor că nu cumva noi ca neam n-am avut sfinți dintotdeauna și vom avea. Eu sunt convins că au fost, sunt și vor fi întotdeauna sfinți și în poporul acesta. Pentru că sfințenia nu-i apanajul nimănui. Adică nu-i vreunul al istoriei privilegiat care să spună Dumnezeu că, nu între voi vreau să nasc sfinți. Nici vorbă. Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Dacă noi am și crede în cele pe care le vedem scrise, le citim uneori și le propovăduim, ne-ar fi rușine uneori de comportamentul nostru abuziv față de unii sau alții. Ci ar trebui întotdeauna să înțelegem dacă Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască, să vină la cunoștința adevărului. Cine suntem noi care spunem că îl reprezentăm și îl slujim pe Dumnezeu, să avem sentimentul că doar nouă ne este asigurat dreptul de cutare sau cutare. Dă seama ce întunecare a minții. Dar asta e secolul.
Asta e veacul. Pentru că suntem mulți, poate sunt mulți dintre noi care nu reușim să ne desprindem de veacul acesta. Și din potrivă, suntem îmbărnați și încarnați în secolul acesta, dar ne-ar face plăcere să spunem că suntem ai lui Dumnezeu. Noi putem spune orice, dar să nu fim naivi. Nu? Dumnezeu ne îngăduie. Nu? Și vedeți, noi nu ne îngăduim. Dacă noi am înțelege și e clar exemplul acela să vă rămână și să vă fie clar totdeauna. Avraam, primitor de străini, l-a primit pe Dumnezeu. Dar când a primit un cerșetor, l-a dat afară de la masă pentru că tot timpul cârtea. Și s-a arătat Dumnezeu și i-a spus foarte clar: Avraame, eu de 50 de ani mă îngrijesc de cerșetorul ăsta să-i găsesc de mâncare și un culcuș unde să doarmă. Tu n-ai putut să-l îngădui, să-l rabzi măcar un ceas la masă? Eu l-am rabd, el de 50 de ani mă înjură. Și ăsta e Dumnezeu cu noi. Când vom reuși să înțelegem cine este Dumnezeu și ce este Dumnezeu, dar și cine suntem noi și ce suntem noi, ne va fi rușine să gândim de rău despre cineva. Dar câtă vreme noi suntem așa la modul declarativ creștini și la modul, ideal, așa, știm ceva despre Dumnezeu sau la modul rațional, dar nu afectiv, atunci ne purtăm cum ne purtăm. De aceea, iată, eu m-aș bucura ca dumneavoastră în această duminică să înțelegeți încă o dată că toți suntem chemați să ajungem sfinți. Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Ori de aici până la ajunge sfânt e drum lung. Dar cei care sunt duhovnicești trebuie să-i ajute pe cei. Citiți epistolele Sfântului Apostol Pavel și el spune foarte clar: purtați-vă neputințele, slăbiciunile unui altora. Nu, și rugați-vă unii pentru alții. Îndreptați pe cei care vedeți că o iau pe arătură. Dar nici de cum pocniți-i și dați-i afară. Deci e teribilă. Dar în sfârșit e o altă istorie. Ceea ce trebuie să reținem în această duminică este următorul aspect. Că toți suntem și noi români, am avut dintotdeauna sfinți. Și iată, vin în măsura timpului care ne-a mai rămas câteva minute să vă dau câteva exemple, să vă exemplific și să vă argumentez că e posibil și a fost posibil ca neamul acesta românesc să aibă dintotdeauna sfinți. Iată, primul lucru care trebuie să reținem. Noi, informația că Sfântul Apostol Andrei ne-a încreștinat pe noi, în limba română o avem abia în timpul mitropolitului Dosoftei. Mitropolitul Dosoftei, care a păstorit undeva pe la 1670-86. Vă puteți imagina, pe la 685 el a tipărit viețile sfinților în 4 volume. 25 de ani a trudit la întocmirea acestea. Și în volumele lui, el ne spune pentru prima dată în limba română, deși scris chirilic, că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciți. Că după ce s-a înălțat Mântuitorul la cer și s-a pogorât Duhul Sfânt, apostolii au ales pe Matia, apoi au tras la sorți unde să evanghelizeze, să facă misiune fiecare și lui Andrei i-a picat sciția. Oriată, asta e 1685. La 1603-4, bolandiștii, care au fost Bolandus, un părinte prin Olanda, care și-a propus să strângă toate informații despre sfinți și a scris, 16 volume sunt tipărite în limba franceză de viețile sfinților, a dat această mărturie că, de fapt, noi românii suntem încreștinați de către Sfântul Apostol Andrei. 1603. Dar ne ducem acum la fericitul Ieronim, care moare la anul 430. Și el a lăsat un martirologiu. Și în martirologiu fericitului Ieronim întâlnim câteva lucruri de neimaginat pentru mintea noastră de astăzi și care nu sunt puse în circulație în limba română. Nu sunt puse informații în limba română. De ce? Pentru că în martirologiu său, Sfântul fericitul Ieronim ne vorbește despre martirii de la Dunăre. Și el ne pomenește despre cei care au fost martirizați
în perioada persecuțiilor până la 321, pe tot limitul dunărean, de la, până la vărsarea în Dunăre, în Mare a Dunării. Și apoi și în Sciția. Gândiți-vă, să poți să găsești la fericitul Ieronim informația conform căreia într-o zi de februarie la Axiopolis au fost uciși 106 creștini și el îi dă cu numele pe fiecare. Lucrurile se petreceau cumva în jurul anului 300, în timpul domniei împăratului Dioclețian. 284-305 a fost împărat bizantin, roman. Și în timpul lui, creștinismul a fost atât de persecutat încât au fost cei mai mulți martiri. Deși Nero a fost spaima istoriei creștine primare, totuși Dioclețian i-a trecut pe toți. Și au pătimit, atunci avem cei mai mulți martiri în armate, pentru că el a dat câteva decrete în trei etape, încât a interzis întâi orice formă de manifestare în armată, apoi slujirea și apoi a confiscat bunurile bisericii. Ori iată, în această perioadă să ai 106 martiri într-o zi, într-o localitate, dar și ei nu sunt, nu traduși nici acum, știrea în limba română nu există nici acum. Nu, pentru că, sau probabil să fie undeva publicată, în sfârșit, dar mai puțin important asta. Dar gândiți-vă că tot Sfântul Fericitul Ieronim ne vorbește despre patru martiri care au pătimit undeva la Galați. Nu? Atunci era Dinogeția Garvan, nu? Erau imediat ce treci Dunărea, dar exista la Bărboș, exista aici un castru roman și aici avem și pe Inocenți care au fost descoperiți, ale cărei o seminte sunt descoperite și păstrate în muzeul creștinismului de la Galați. Și ce vreau să vă spun este că el a vorbit despre martirizarea acestora în secolul al IV, la începutul secolului IV, dar precizarea o fac bolandiști. Și, cum spun eu, martirologiul pe care l-a scris Fericitul Ieronim a fost îmbogățit mai apoi 100 și ceva de ani mai târziu de un savant, un călugăr savant care a trăit în Irlanda, în Anglia de fapt de astăzi și care a făcut această precizare că Hermes încă trei nume, Kindril și Kindias și încă unul, au pătimit la Galați în sudul Moldovei. Pentru că, vedeți, când era Fericitul Ieronim, el știa despre Dunăre, despre Dacia, despre Nord aici, dar nu era Moldova, ca așa cum avea să fie în secolul al XVII-lea, la 1600, aia au știut să spună. Și, iată, noi avem aceste scriere, aceste, cum spun eu, mărturii scrise despre creștinii care au fost martirizați și care sunt sfinți străromâni. Dar ce să spunem despre primul preot care este menționat după nume în documentele martirologice ale veacului al IV-lea, al III-lea de fapt, Montanus, care este martirizat cu soția lui Maxima și cu cei patru fiei lor. Și asta la nordul Dunării, cumva pe la Romula, pe undeva pe la, știu eu, pe la Celei, o vărsarea Oltului în Dunăre. Și să ne gândim la celălalt aspect, și anume că părintele istoriei bisericești, Eusebiu de Cezarea, ne vorbește despre, el are un martirologiu despre sfinții care au pătimit în Palestina, dar ne dă informații și despre celelalte biserici, fiindcă el menționează că la Sinodul I Ecumenic a fost prezent Teofil al Goției și nu lipsea nici Scitanul din Ceată, mărturisește el. Tot el ne vorbește și despre predica lui Andrei la Sciția, dar care informație au luat-o de la Origen?
Și Origen moare în 254 și el ia informația de la Ipolit, care moare pe la 200 și trăiește în secolul 2-3. Și Ipolit după o tradiție roca orală. Deci, iată, informațiile acestea toate nu fac altceva decât ele așezate într-un registru și cunoscute ne dau această certitudine că noi din totdeauna am avut aici Sfinți Români. Ce să vorbim despre secolul IV, când avem chipul unei vieți religioase creștine așa cum este astăzi, în care biserica avea un locaș de cult, în care biserica avea un preot, în care biserica avea un cântăreț la strană, un dascăl, și avem viața, nu, și pătimirea Sfântului Sava Gotul, 272, 12 aprilie îl pătimește, și să ne imaginăm că un astfel de martirologiu ne dă informații despre cum trăiau românii, despre locuri, ce era, cum era Buzăul la vremea respectivă, cum era râul Buzău, Museos, cum este trecut în ordine, dar cum erau respectați și cinstiți martirii, dar cum erau legăturile între creștinismul nord-dunărean cu cel capadocian. Există, mă rog, sunt poate, cum spun eu, cărți și lucrări care, știu eu, merg într-un fel, dar e greu ca să poți să le accepți, că de fapt legătura a fost extraordinară și strămoșii noștri vin de fapt din Capadocia, că era capul Daciei, tocmai acolo asta ar însemna capul Capadocia, capul Daciei. În sfârșit, eu cum spun eu, sunt ipoteze, dar mai greu de așezat și de primit. Dar dacă noi avem Sfânt Martir și Sfântul Vasile cel Mare, se interesează, îi scrie lui Iunius Soranus, care era guvernatorul Sciției Minor și era ruda sa, că a văzut de curând că pe firmamentul bisericii au apărut alți luceferi și alte stele și că unii dintre ele sunt la nordul Dunării și că dintre aceștia sunt unii din țara noastră. De aceea, iubite frate, pentru că era rudă lui, te-aș ruga să trimiți moaștile lor la noi. Ar fi grozav dacă noi am înțelege că ce au făcut, de fapt, Sfântul Vasile cel Mare n-a fost nimic altceva decât, pe de o parte, să ne arate că era într-o permanentă legătură cu nordul Daciei, pe de altă parte, faptul că Sfântul Vasile cel Mare n-a făcut altceva decât s-a luptat și a reușit ca să recupereze Sfinții. Ori Sfântul Sava Gotul era got de origine, așa cum au fost părinții lui Ulfila, mort la 383, cum a fost Sfântul Sava Gotul, erau capadocieni care erau la nordul Dunării și care l-au mărturisit pe Hristos. Dar ce-ar fi să ne gândim noi că la 348, nu, după puțin timp după moartea lui Constantin cel Mare, goții, conducătorii goți, neînțelegându-se cu urmașii lui Constantin cel Mare, au persecutat pe creștini la nordul Dunării, fiind Constantin cel Mare îi bătuse pe goți, își luase titlul de Goticus Act Triumfator și le impusese o pace prin care îi obliga pe goți să le dea libertate totală creștinilor, să nu-i mai persecute. Uriată în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem ce minunate sunt totuși lucrurile și câte informații avem în istorie despre strămoșii noștri, despre sfinții noștri și noi nu le cunoaștem. Ori, fiindcă și alții, necunoscându-le, au contestat că noi, ca popor, am fi capabili să ne afirmăm și să oferim și noi istoriei sfinți, de aceea Biserica a rânduit o duminică specială a Sfinților Români. Și să ne gândim la celălalt aspect. Și anume, suntem în secolul al IV-lea. Dar toate secolele, până istoria prezentă, până în secolul nostru, noi avem sfinți pe care, cum spun eu, i-au menționat alții și mai puțin poate noi. Căci cine dintre noi ar putea vreodată să facă abstracție de moaștele care le avem și astăzi în Constanța? Zoticos, Atalos, Filipos, Camasis sau Epictet și Astion. Dați seama, în secolul al III-lea, Hermon al Ierusalimului, patriar de Ierusalim, se interesa de situația lui Epictet și Astion, un părinte cu ucenicul lui, care a venit să facă misiune aici și care au pătimit, de aceea au și pătimit
la Axiopolis 106 persoane într-o zi, fiindcă erau misionari. Adică creștinii la vremea respectivă erau atât de zeloși și dornici să le spună celorlalți oameni că a înviat Hristos și noi vom învia, încât nu mai conta nimic pentru ei. Dacă era să moară, pentru ei nu era moarte, ci era moarte, era viață. Și de aceea trebuie să reținem că noi nu facem altceva decât astăzi să îi cinstim pe sfinții noștri români. Și ei sunt, mi-ar fi extrem de greu să pot crede că aș reuși într-un ceas fie să îi enunț, să îi aduc în actualitate pe toți sfinții. Dar ar fi poate, cum să spun eu, rușinos pentru mine să nu dau mărturie măcar despre câțiva care au fost aici. Și nu vreau să dau decât pe cei care-i pomeniți, i-au auziți uneori pomenindu-se la opusturile de la liturghie, uneori. De ce? Pentru că nu cred că este cineva care să nu înțeleagă că noi avem, de exemplu, pe Sfântul Părintele Vasile de la Poiana Mărului, care nu face altceva decât să aducă în secolul al XVII-lea Isihasmul de la Athos pe pământ românesc și aici să nască sfinți, pentru că niciodată nu vom cunoaște noi ca români, iată, dau un simplu exemplu, noi ca români nu ne-am preocupat de scrierile Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, nu ne-a interesat. A venit un italian, Dan Racanello, care a scris o teză de doctorat despre scrierile starețului Vasile de la Poiana Mărului. Și el este cel care reușește, vă dați seama, Sfântul Paisie Velicicovski n-ar fi existat de n-ar fi fost Sfântul Vasile de la Poiana Mărului. Ei sunt născuți, spun unii ucrainieni, nu, ci în zona respectivă, cândva au fost înaintașii noștri. Ucrainienii au venit târziu și rușii. Acolo au fost strămoșii noștri. Și de aceea Dumnezeu, la un moment dat, i-a adus Sfântul Dimitrie Basarabov, născut în sudul Dunării. El a venit acasă. Sfânta Filofteia, Cuvioasa Parascheva, Grigore de Capolitu. I-au venit acasă, toți s-au venit acasă. Dar ce să mai spunem despre sfinții care i-a zămislit biserica după uniația de la 1700, când românilor din Transilvania li s-a interzis să mai practice ortodoxia, Mitropolia Transilvaniei a fost desființată la 1700 până la 1731 și în această perioadă avem răscoale permanente ale ortodoxilor care își cereau dreptul să se afirme și să slujească și să aibă și o biserică a lor. Și atunci s-au născut sfinții, cine nu știe, spre Oprea Miclăușu, Moise Măicinic, Sofrori de la Cioara, Visarion Sarai și câți mai sunt alții care au fost, cum spun eu, puși în circulație și reactualizate și luat act că au fost oameni sfinți după 1990, când au fost, cum spun eu, trecuți canonizați atâția și atâția. Dacă ar fi cumva să spun ce a însemnat pentru noi momentul 514, răscoala lui Gheorghe Doja, câți români au fost atunci uciși, să spun ce a însemnat Hurea Cloșca și Crișan. Cine poate să spună că, să nege că 200 de români au fost atunci trași pe roată și uciși? Nu? Și există o lucrare a unui părinte, Alexandru Moraru, profesor de istorie a Bisericii Ortodoxe Române la Cluj, care a căutat în arhive și a scos în evidență acest aspect, că atunci au fost trași pe roată, nu doar Hurea, Cloșca și Crișan, pe care noi atâta știm, ci 200 de români au fost uciși. Nu? Dar cine ar putea să ne spună nouă câți români au fost uciși în 1940? 40.000 de români au fost uciși de hortiști. Dar cine ar putea să ne spună câți români și martiri au fost uciși în închisorile comuniste? Câți oameni, Vulcănescu, cine știe despre Vulcănescu, care a fost o eminență a neamului acestuia și care el era ucis în închisoare și datorită minții lui, nemții ne plăteau datorii de război și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care e cu nevoie de pătruns. Și eu vreau să crezi, să mărturisești, să vă convingeți că așa este, citiți, căutați, informați-vă și vă veți convinge pe măsură ce veți căuta informații. Nu, noi am avut sfinți printre noi. Cine ar putea să spună că Părintele Ștefan Marcu n-a fost un sfânt? Dar numai Părintele Ștefan Marcu. Eu am cunoscut ația sfinți, ația oameni extraordinari. Nu care, pentru că sfântul nu e cineva extraordinar, nu e la care doar face minuni, sunt și aia sfinți. Dar sfântul este omul cel mai firesc, este omul cel mai, cum spun eu, smerit, este omul cel mai blând,
blândețea, curățenia, cumințenia, iubirea, bunătatea. Acestea sunt daruri pe care dacă noi nu înțelegem că au strălucit și au înflorit la neamul acesta, n-am înțeles nimic. De aceea m-aș bucura, iată, timpul a trecut și m-aș bucura ca dumneavoastră să înțelegeți că duminica aceasta este închinată sufletului neamului acestuia, care s-a sfințit prin unii dintre slujitorii săi, dar care trebuie să rămână sfântă și să se sfințească prin dumneavoastră. Pentru că toți dumneavoastră sunteți chemați să fiți sfinți. E adevărat că s-ar putea cineva să-mi spună, tu vorbești mie, vorbești mie, tu un nenorocit și un păcătos, să vorbești mie despre sfinți. Da, eu vă vorbesc și eu vă îndemn să nu luați aminte la toate acestea. Dimpotrivă, nu, Dumnezeu a făcut din ticăloși, din nemernici, din curvare a făcut sfinți. Din păcătoși și cei mai păcătoși a făcut sfinți și n-am putut duminica trecută să vă dau decât un exemplu, două. Închei duminica aceasta cu cine ar trebui să închei. V-am încheiat cu un cismar. Să închei cu un curvar. Pentru că, știți, pentru noi, cei mai mulți oameni au sentimentul că cel mai mare păcat pe care îl avem noi, oamenii, pe Pământul ăsta, e curvia. E un păcat. Da, e un păcat care, de care scapi. Da, trufia, să știți că nu scapă omul de el. Și cine judecă pe cineva că e curvar, să știți că e trufaș. Și curvarul s-ar putea până la urmă să se întoarcă și să-l primească Dumnezeu. Dar trufașul, dacă e cel mai greu lucru pentru el, fiindcă e greu să se biruie pe el. El totdeauna se consideră deasupra. Părintele Viorel, Gătejul mai slujesc eu, a spus o pildă minunată de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Sânziene. Zice că erau două familii la bloc, una se certa permanent și una nu se certa niciodată. Și la un moment dat cei care se certau, îi spune bărbatul, mă, ia du-te tu pe balcon și vezi ce fac ăștia, nu se ceartă deloc. Și s-a dus, le-a surprins, a urmărit și când colo el scria la o masă, i-a călcat pe o masă. Și sună telefonul și el imediat se ridică de la masă ca să ducă să răspundă la telefon. Când în drum a lovit o vază, a spart-o și s-a plecat și spune, dragă, iartă-mă, am spart vaza, nu știu ce, că... și a început să adune. Și femeia lasă fierul de călcat și se pleacă și ea spune, tu să mă ierți că eu am greșit, fiindcă, uite, am așezat vaza sau nu trebuie și nu știu. Și ăla a plecat și, minunat așa, oarecum impresionat, și nevasta îl întreabă, ei, cum e, mă, ce-ai văzut acolo? Și el nu putea aproape să vorbească și la un moment dat îi spune, dragă, ce să spun? Am constatat un lucru. La ei în casă toți sunt vinovați. La noi aici toți sunt drepți. Nu? Aia, toți își luau vina asupra lor, își las toți se îndreptățeau. Și asta e lucru teribil. Deci, totdeauna cei care judecă sunt drepți. Judecații sunt păcătoși. Și cum eu n-am scăpat de judecata lumii de multe ori, le mulțumesc tuturor și asigur că n-au surprins toată mizeria din sufletul meu. Sunt un mizerabil, n-ar trebui nici măcar să ies în lume, ci ar trebui să mă îngrop la 100 de metri ca nu cumva să mă lipsească pe unde prostiile mele. Și ce vreau să spun este următorul lucru. Deci, curvarul. Sebastian, Sfântul Sebastian. Există un Sfânt Sebastian istoric, îl găsim în viețile sfinților ale bolandiștilor. Era în perioada persecuțiilor. Era sclav. Și patroana lui, cum se ia acum, patroana, o femeie care îl exploata sexual, își bătea joc de el. El nu voia. Și ea totdeauna îl obliga să se culce cu ea. Și el totdeauna refuza. Da, trebuia să facă, altfel îi scurta înălțimea, cum se spune. Dar el îi spunea, o să vină vremea când o să săruți mâna. Și ea tot un dispreț extraordinar. Ție, bă, curvarule, să săruți mâna, tu nu te vezi cine ești. Da, o să vină vremea când... Pentru că el o făcea. Dar în același timp avea o credință extraordinară în Dumnezeu. Și în sfârșit, zice, la un moment dat, stăpâna l-a trimis undeva departe ca să ducă un mesaj. Și ducându-se acolo, fiind vremea persecuțiilor, el s-a dus la slujba acolo și a fost prins și persecutat și ucis. Și s-au întors, au adus moaștele la locul de unde plecase. Și când s-au întors moaștele, cu alai și cu nu știu ce, toată lumea a venit și a sărutat mâna acestui curvar care fusese ucis. Și a fost și patroana obligată să sărute mâna. De aceea m-aș bucura ca dumneavoastră să înțelegeți. Sfântul nu era care a luat de când s-a născut și până a murit aghiasmă și a făcut rugăciune dimineață și de seară. Ci poate să fie oricare dintre noi, dacă oprindu-se, înțelegând care este chemarea, luptându-se cu el însuși, să nu lase vreo urmă de răutate și de ură
împotriva cuiva să pătrundă în sufletul lui, ci răspunde tuturor provocărilor doar cu iubire și bunătate, știe că chemarea lui este să fie asemenea lui Dumnezeu și ăsta e Dumnezeu, cel care ne așteaptă și ne iartă pentru toate păcatele noastre. Nu pot decât să vă mulțumesc că m-ați urmărit, să vă doresc o seară binecuvântată și tuturor creștinilor să ajungeți sfinți.